În mai multe zone din nordul și sudul țării au răsunat astăzi colinde. Începând de aseară, cetele de colindători din satul Larga, raionul Briceni, au mers din casă în casă pentru a vesti nașterea Domnului, iar gospodarii așteptau bucuroși cu masa plină și invită să-i colinde și la anul. Bună seara, gospodari! Noi îmblăm, scolindăm pe Iisus să-L lăudăm, dar nu îmblăm din casă în casă, dar la gospodar de viță aleasă. Și am venit să vă întrebăm, ne primiți să vă colindăm? Numai decât că vă primim! Vă mulțumim frumos pentru colindă și vă poftesc la un pahar de gin, de serviți din ceea ce vă primim. Compoturi, o turtiță și vă mulțumim pentru colindă și cine e calfa? În fiecare an, familia Dranca își deschide larg poarta pentru colindători, pe care îi așteaptă cu masa plină. Suntem foarte bucuroși de oaspeți de astăzi, de colindători. Îi așteptăm nu numai anul acesta, dar în fiecare an. Ne bucurăm, ne ridică dispoziția, că noi suntem mai bătrânei, pe la multe concerte. Noi nu ducem, dar colindătorii îi așteptăm totdeauna. Cel mai mult așteaptă această zi copiii și-au învățat colindele ca la carte, iar acum merg din casă în casă pentru a vesti nașterea Domnului. Îmi place foarte tare tradițiile strămoșilor noștri. Este ceva frumos din străbuni și care s-a ținut până acum. Mergem cu colinda să vestim nașterea lui Iisus Hristos și ca să mergem cu așa o tradiție frumoasă în toate casele și să vestim această sărbătoare frumoasă. O să educăm copiii să ne ducă tradițiile mai departe, începând de la portul tradițional, de la colinzi, de la urături, de la o sorcovă care este. Să bucurăm oamenii simpli care au clipe fericite în momente când sunt cele mai frumoase sărbători sunt atunci când le facem noi. An de an, cu colectivul, cântăm colinde tot timpul noi și ne străduim ca să menținem tradițiile și le păstrăm de moș strămoș, să le ducem mai departe. Astăzi, de Crăciun, cetele de colindători duc vestea nașterii lui Iisus Hristos până seara târziu.